nu mă așteptam să particip la un astfel de program. Opening Opportunities a reprezentat o oportunitate de a învăța noi limbaje de programare. Să vedem și noi cum este sediul Microsoft, să întâlnim alți oameni care lucrează în domeniu, cât și alți concurenți. Adevărul este că a fost o experiență foarte frumoasă. Pot să spun că Opening Opportunities chiar mi-a deschis puțin privirea. Am învățat să lucrez în echipă, nu am mai lucrat pe proiecte așa de mari, de obicei aveam niște proiecte mici la școală și le făceam singur. M-am învățat să lucrez foarte mult într-o echipă cu oameni pe care nu știam aproape deloc. Aveam orare diferite, suntem din clase diferite. Colegii mei au fost super. Am cunoscut persoane noi și asta mi se pare chiar mult mai important decât premiul pe care poate câștig, poate nu. Mă gândeam că nici nu se trece mai departe și a fost, asta era scopul nostru, să ajungem în finală. Am scris o poveste, eu am fost storytellerul și m-a ajutat să înțeleg, să mă raportez și la alte persoane, nu la ce mă gândesc eu. Chiar am învățat că nu este necesar doar produsul să fie bun, dar trebuie și prezentarea acestei să fie foarte bună. Și dincolo de lucrurile echipă, faptul că trebuie să fim autodidacți. Mentorul nostru a fost genial. Mentorul pentru noi a fost ca un prieten. Foarte înțelegător și mereu ne-a ajutat, când am avut nevoie de ceva, ne-a dat sfaturi bune. Ne-a organizat. Chiar ne-a oferit o libertate. Menținea ideea noastră, nu încerca să o schimbe. La sfârșit, înainte să ajungem în etapa finală, chiar a fost salvator. Fără el nu cred că am fi reușit. Eu consider că ar fi foarte bine să se înscrie la programe precum Opening Opportunities, pentru că, cum spune și numele, reprezintă o oportunitate pentru a te lansa în cariera IT. Este un program unic. Este ceva cu care nu te întâlnești în fiecare zi. Deci mă gândesc că cineva care ar vrea să dea la Politehnică, la informatică, ar putea fi foarte ajutat de un program de genul. Și în același timp i-a sfătuit să se implice, dacă tot aleg să participe, să fie devotat și să profite de această șansă. Mai ales de a te cunoaște mai bine pe tine. Sper să mai am ocazia să mai particip la asemenea programe. Este ceva minunat. Și m-am regăsit oarecum.